Organizatorii protestului de sâmbătă din Parcul Central vis-a-vis de prefectură au început mobilizarea pentru a chema alături de ei cât mai mulți suceveni. Protestul ce va avea loc va fi împotriva despăduririlor abuzive din țara noastră. Sub deviza "Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în jurul tău", organizatorii vor ieși în parcurile din municipiul Suceava în fiecare seară până sâmbătă pentru a informa cetățenii despre acțiunea lor. Înarmați cu pancarde cu diferite mesaje, aceștia vor oferi ocazia celor interesați să se fotografieze împreună cu mesajul scris, după care pot posta fotografia pentru a face cunoscut protestul de sâmbătă. Am ieșit în parcuri pentru a face o acțiune de mobilizare și conștientizare a lumii pentru tăierea ilegală a pădurilor și poluarea apelor. Tot ce am făcut astăzi este în sensul ăsta, pentru a aduna cât mai mulți oameni la protestul de sâmbătă de la ora 16 din fața prefecturii în Parcul Central. Încercăm să mobilizăm tot mai multă lume din Suceava, pentru că și la nivel național se vor organiza aceste proteste împotriva tăierilor ilegale de pădure în toată țara și ne adresăm în primul rând și vrem ca mesajul nostru să ajungă atât reprezentanților Legii Naționale a Pădurilor și Inspectoratului de Regim Silvic și Vânătoare, care din punctul nostru de vedere girează aceste tăieri ilegale și chiar în cele mai multe cazuri le acoperă. Colegii mei din partea coaliției se organizează la nivel național în toate celelalte orașe și cred că va fi cel mai mare protest de până acum pentru apărarea pădurilor. Sper să avem și succes și cu siguranță acesta va fi primul dintr-o serie foarte mare de proteste. Protestul de pe 9 mai se va desfășura în mai multe localități din țară și în alte 4 din 14 orașe și în alte 4 din diaspora, fiind primul protest major împotriva despăduririlor abuzive care au lăsat România în numai câțiva ani cu mai puțin de jumătate din suprafața împădurită pe care o avea în anul 1989.